După ce președintele Consiliului Județean Hunedoara a declarat că este, citez, dezgustător că s-au dat publicității informații cu privire la întâlnirea ce a avut ca temă construcția nodului rutier de la autostradă la periferia Devei, prefectul județului a reacționat la declarațiile lui Laurențiu Nistor în cadrul aceleiași emisiuni. Poate e momentul să-l descuiem pe domnul președinte și să încercăm să nu mai se supere așa de tare. Vreau să spun că nu este bine să ne supărăm chiar așa de des. Important este să ne supărăm când nu reușim să rezolvăm problemele cetățenilor și mai puțin când există, să zic așa, anumite controverse politice. În primul rând, n-am avut nicio înțelegere de a da sau nu publicității acest subiect. Cred că știe toată lumea că instituția prefectului face public orice demers care îl are conform fișei postului. Suntem o instituție transparentă, suntem o instituție care încercăm să rezolvăm problemele și mă bucur că domnul președinte este interesat de problemele cetățenilor, dar asta nu înseamnă că nu putem să colucrăm împreună. Nu cred că e concurs de bărci pe Mureș care e primul pe Facebook sau care rezolvă problemele. Până la urmă, pe cetățenii interesează dacă cineva care este plătit din bani publici rezolvă aceste probleme și mai puțin care, cum, ce geacă ia pe el sau ce demers face ca să poată să mulțumească populația. Am încercat să discutăm eficiența lucrurilor și care sunt pașii care, domnul președinte zice că în secret i-a demarat acum un an și jumătate. Din păcate n-am știut și nu mi-a spus demersurile dumnealui.